Nu avem Evanghelie, nu suntem adunare, nu suntem biserica Domnului Iisus Hristos. Prima greșeală care se face, prima greșeală fatală, este distorsionarea caracterului lui Dumnezeu. Evanghelia începe cu Dumnezeu. Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia nu sunt eu care mă port nu știu cum în lume. Nu! Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia este ce a făcut Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos pentru recuperarea omului păcătos. Asta este Evanghelia. Evanghelia nu sunt eu, da? Evanghelia începe cu Dumnezeu, continuă cu Dumnezeu, este despre ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Asta este Evanghelia în esență. În momentul în care atacăm persoana lui Dumnezeu, atacăm Evanghelia. De exemplu, foarte des este distrusă la propriu Evanghelia cu atributul dragostei lui Dumnezeu. Cel mai des poate auzim sumarizată Evanghelia cu cuvintele acestea. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește, sau Dumnezeu este dragoste. Și am încheiat. Asta este important. Vino la Dumnezeu, Dumnezeu te iubește. Este interesant că niciodată în Biblie nu găsiți sumarizată Evanghelia în felul acesta. Niciodată. Avem în Faptele Apostolilor sumaruri repetate ale predicilor apostolilor de evangelizare. Mi s-a arătat modul în care au evangelizat ei. Dacă vrei să vezi cum au prezentat Evanghelia, nu știu, domnule, oare cum o fi prezentată ăștia Evanghelia? Deschide Cartea Faptelor Apostolilor și găsești multe locuri în care găsești prezentări ale Evangheliei. Vezi exact cum au predicat ei Evanghelia. Și nicăieri nu au început, nu au sumarizat Evanghelia, nu au arătat că esența Evangheliei este asta. Dumnezeu te iubește. Vreau să trag un semnal de alarmă. Dumnezeu ne iubește. În Evanghelie există și această veste că Dumnezeu ne iubește. Să fii foarte clar, nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu. Nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu, da? Dumnezeu care ne-a iubit, l-a dat pe Fiul Său. Nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu.